După vreo 4-5 ore de la începerea taskului, a cedat și Ionela. I s-a făcut rău și, din păcate, a trebuit să părăsească cabina telefonică, astfel că ea și Robert sunt, practic, cei care au pierdut la acest task, pentru că sunt primul cuplu care au ieșit din cabina telefonică, respectiv ei nu vor pleca la Paris, după cum bine știți. Toate celelalte trei cupluri vor pleca, însă asta nu înseamnă că nu se pot logodi dacă își doresc acest lucru, pot să o facă într-un alt mod, într-un mod mai original, să spunem, decât celelalte cupluri, dar asta rămâne la latitudinea lor, bineînțeles. Evident că Ionela a fost foarte supărată și dezamăgită, cu toate că Robert s-a comportat foarte frumos cu ea după ce a ieșit din cabină, a luat-o și a purtat-o pe brațe, a dus-o și a așezat-o sus în pat în dormitor, a fost alături de ea, dar cu toate astea a văzut că toate celelalte cupluri erau foarte fericite, evident când și-au dat seama că cu toții vor merge la Paris, și nu avea cum să nu fie dezamăgită. Cumva mi se pare nedrept, având în vedere că sunt și cel mai vechi cuplu din casă și își doreau mult acest lucru, să câștige sau cel puțin să poată să meargă împreună la Paris, dar cine știe, poate viitorul le rezervă ceva mai frumos.